Când lansam Balta Albă, Da. am fost la emisiunea băiatului ăla de pe Antena 2. Da. Am fost eu cu tine și cu Sișu. Și Da. când Atunci, da, că am poză, de atunci mi s-a dat și mie microfon, Da. singurul lucru care mi-a dat până în cap să-l spun, pentru că erai lângă mine, am Da. spus: cea mai bună marihuana se găsește în Sălăjean. Și am arătat spre tine. Băi, și am văzut fața sărmanului, am cremenit. Că nu știa cine sunt, m-a adus pe platou acolo, că am făcut un film și ce s-a apucat ăsta să vorbească. Dar am schimbat cumva subiectul repede, cred că l-am speriat un pic. Pe care băie din... Băiatul care realizează Morar sau cum îl cheamă, A, ceva, da, da. nu știu, Dar da. l-am Păi da, speriat te-ai un pic. referit la mine, M-a ce? referit la tine, dar Te ei a vezi? spus că cea mai bună Da. marihuană se găsește în Sălăjean, porma m-a arătat spre tine. Păi și ce dacă? Da, ne-am Ai zis amuzat bine. un pic. Bine ai venit! A mai Ai, trecut un an prin ai noroc, Doamne ajută! tumultoasa noastră Doamne viață. ajută! Cum ți-a fost 2018? 2018? Am zis într-un fel că e anul meu. Și într-un fel a fost bine. De ce? Că am realizat cartea aceasta împreună cu cei care au lucrat la ea. E o realizare, nu știu cum să zic. Și Absolut. mai nou nu vine să cred după 2 ani de la, din 2016 când am zis că nu mai cânt deloc. Pur și simplu am zis, nu mai, gata, stop. Nu mai vreau să-mi bag pe nimeni în seamă, nu mai vreau să cânt, nu mai vreau să știu nimica. Am cântat după 2 ani la Apollo 111, unde ne-am lansat, să zicem așa. Și a fost ceva extraordinar pentru mine. Am Da, îți dai înțeles. seama să Ai cânt după rent. atâția ani e ceva. Și să perceapă, au fost din toate, mai multe generații, să spun așa, din toate, mai multe generații, că au fost de toate vârstele. Și de la puștanii care sunt acum până la cei vârstnici care încă sunt pe frecvență. Băi, fii atent aici. Vicisitudinile vieții Ce tare! m-au adus de câteva ori în Așa. situația de a fi pe o scenă, iar în fața scenei erau foarte mulți oameni. Eu nu am calitatea de artist, motiv pentru care eram acolo cu tot o altă calitate, dar am fost acolo. Și întotdeauna am simțit vibe-ul ăla energetic care vine Aia e, că dinspre este o public. energie foarte mare care trebuie să fii exact, trebuie să știi ceea ce spui, ce gesturi faci, cum te comporți, pentru că ei și ceea ce transmiți, astfel încât ei să capteze și ei văd și ei te judecă, înțelegi? Da, tu cum gestionezi treaba asta? Pentru că energia asta e foarte mișto dacă știi să lucrezi cu ea, dar îți poate da dependența aia de drog și cred că dacă scap lucrurile de sub Păi control, nu, nu hai e. să-ți spun, îți dau un exemplu foarte clar. Eu fiind muzician, am învățat și eu de-a lungul timpului. De exemplu, o melodie se face, întâi negativul faci, negativ ce înseamnă? Adică Instrumentați. instrumentația, adică negativ, captarea negativului, adică a negrului, ca să lumea să înțeleagă, da? Apoi se face pozitiv. După ce eu am captat acel negativ, în traducere ce am captat, cânt, da? Și se face pozitivul ambele împreună. Și atunci e o melodie. Ai devenit Așa, ezoterică, da? da, așa este și ce spui tu acolo pe scenă și oriunde în lumea asta și orice ai face, știi? Fără una sau fără alta, nu există tot. Și la cântarea asta ultima, sau mă rog, hai să zicem cea mai recentă, că îmi place să cred că mai urmează, ai avut emoții înainte să te sui pe scenă? Cum Da, mai... normal, tremuram toată, deci tremuram pur și simplu. Nu știam ce să fac, cum să fac, știi? Mai ales că cei care au venit la acest concert erau din lumea artei, de peste tot, adică scriitori, deci la ora actuală, contemporani, cei mai mari, pictori, Am cei care înțeles, au lumea galerii, lumea, da, sofisticată de hai, la la marginea care, Orientului din înțelegi, da. București, da. Și pentru mine a fost ceva, cred că cel mai de impact concert, deși a fost
A fost multă lume, într-adevăr, dar mi s-a părut și mai multă lume într-o concentrație foarte mare. Da. Cât ai stat pe scenă? Nu știu, că acolo n-ai timp. Se dilată, se contractă, da, nu mai contează, am înțeles. Da. Și ce știu doar atât, că feedback-ul care mi-a venit a fost un tip care a strigat după mine: ai crescut foarte mult, ai crescut, azi de trei ori, ai crescut foarte mult, ai crescut foarte mult. Ok, mulțumesc. Contează mult pentru tine, da, ce zic alții? Contează cel mai mult. Contează cel mai mult ca mesajul pe care l-am dat eu sau care cred eu sau care îl simt eu, dacă percepția celorlalți e aceeași cu a mea, este perfect. Fii atent că vreau să vorbim un pic despre cartea ta și despre ce este scris aici, dar să vorbim puțin povestindu-ți o chestie care vine din perspectiva mea. Eu, ca și tine, sunt un băiat din Sălăjeni. Sălăjeni! Da, da, am intrat un ei acolo. Ok, da. Am fost în aceeași școală cu Sișu, el era a șaptea sau era cu un an mai mic ca mine, așa. În fine, și cumva, cred, am avut relativ aceeași copilărie. După care a venit, eu eram rocker, și a venit boom-ul ăsta de rap. Da, nimeni nu-i perfect, în fine. A venit boom-ul ăsta de rap și a ajuns, mi-a adus un prieten caseta cu La Familia, în care era și piesa cu tine și nu știu ce. Băi, n-am recunoscut că mi-a plăcut. Că n-aveam cum să recunosc că eram rocker, dar mi-a plăcut. Și am fost și rockeriță și repriză, să știi. Și nu numai, îmi plac toate. Da, mi-a plăcut. După care... De la clasică până la... momentul actual. Ok, îl știam pe Sișu că mi-era relativ vecin și îl știam din vedere și după care a venit un val de umbră peste tine, după care a fost un episod foarte nasol cu droguri, cu nu știu ce, eu spun ce ieșea din presă și ajungea și la mine care nu consumă. Păi de-aia de am făcut cartea asta să vă lămuresc. Stai să termin. Nu e de droguri, tocmai. Din 2000, înainte de 2000, eu m-am lăsat până în actual, înțelegi? Doar dacă a fost de 3 ori, veneau niște prieteni la mine să mă calmeze și mai îmi dădeau să fumez câte ceva. De 3 ori în câți ani? În 10 ani. Ce ai? Și ăia toți ziceau, nu că e pe droguri, nu că e pe droguri, nu că e pe droguri, nu că e pe droguri. Nu, frate, nu eram pe droguri. Eram într-o energie foarte negativă, foarte mare, în care nu știam cum, practic, am învățat în tot acest timp cum să o transform. Într-adevăr, plățile au fost cam mari, adică părinții mei, da? Pentru că ei n-au știut și nici nu mă înțelegeau deloc, da? Ok? Și ce să zic, am rămas eu acum, da, care împreună cu copiii mei, care încercăm să explicăm și să facem o pace într-o formă frumoasă a cât se poate susține, da. Experiența mea a fost următoarea cu tine. Eu într-o zi m-am gândit, hai să zicem, având calitatea de jurnalist și cu frustrările că nu mi-a ieșit nici aia, nici aia, nici aia, zic, bă, ce-ar fi să fac un film? Avem foarte mulți artiști aici în cartier, ulterior, făcând film, am aflat că sunt mult mai mulți. Da, dar... Și a fost foarte complicat pentru mine să dau de oameni, de muzicienii din cartier, să-i sun, să stabilesc întâlniri, băi, avem echipa de filmare, era complicat, plus că n-aveam niciun ban, a fost făcut for free. Și ce să vezi, în momentul în care o să devin și eu exotoric, să ajungi la ei, devin și eu exoteric ca tine, în momentul în care îți dorești ceva foarte mult, lucrurile încep să se așeze de așa natură, încât să se întâmple. Și una din aceste multe întâmplări care au dus la facerea, da, producerea acestui film, a fost că de tine nu dădusem și ne-am întâlnit în parc cu copiii. Eu eram cu fiimea, tu erai cu fiica ta, da? Și zic, bă, ok, asta e șansa mea, trebuie să mă duc să vorbesc cu ea. Și
am venit la tine și cu background-ul din ce căcat îmi băgase media în cap. Că e drogată, că e morției, că nu știu ce. Că... Și am vorbit, am avut surpriza să vorbesc cu un om normal, o femeie în calitatea ei de mamă care este copilul în parc. Da. Frățioare, ăștia au nebunii la cap. Păi asta e, mă scuzi un pic, că fac o paranteză. Dacă eram atât de droghi, cum m-au zis ei în halul acela, mai făceam doi copii sănătoși, minunați, extraordinari. Din două lumi diferite, aici e... Din ambele lumi am făcut copii. Să știi că asta e o chestie pe care... Asta e o chestie pe care cred că lumea o știe mai puțin despre tine acum. Și anume că ai un business, al tău, ăla care este, ai doi copii. Băi, nu e ușor să crești doi copii, mai ales ca o mamă. Cresc cinci copii acum. Mai nu. Mulți înainte, ce să spun. Mulțumesc, ok? Da? Cred că e unul cel mai frumos lucru care se întâmplă. Și plus foarte mult prieteni și așa, care îi consider tot copii. Băi, am ajuns și la acest sfârșit de 2018, suntem încă în viață și cred că mai avem niște treabă. Ok, și am ajuns la meeting-ul ăsta cu tine, care a fost absolut firesc și uman între doi oameni care erau cu toți boi acasă și care, în momentul în care își vedeau de cele domestice, ca să zic așa, de copii și de nu știu ce, nu am... Și a fost cumva, aș putea să merg până acolo. Normalitate. Și un tip de chimie ne-am înțeles din prima. Am zis, băi, femeie, eu vreau să fac asta și deja m-am apucat. Vrei să fii parte din? Și ai zis, da, sigur, nu știu ce, da. Hai o să vedem cum o facem. Și s-a întâmplat. Ideea este că înainte, deja unda ta eu o primisem. Asta cred și eu. Înainte să ne vedem, înțelegi? Pentru că eu am căutat pe internet. Și mereu, băi, stau în baltă albă, băi, stau în baltă albă. Vedeam în capul meu o baltă albă, înțelegi? Vezi, o baltă albă. Păi, de ce numele ăsta, baltă albă? Băi, eu n-am văzut în viața mea o baltă albă, dar acum de la ce o fi, știi? Și am intrat pe internet. Ce înseamnă baltă albă? Și am scris acolo la 1813 parcă, sau 1800, ceva de genul. Vremea lui Caragea, așa, da. Da. Ciuma lui Caragea. Atunci când a fost, pentru că Bucureștiul, de exemplu, sunt trei hărți una peste alta. Sunt trei nivele una peste alta. Așa. Așa. Una dintre ele, ce s-a întâmplat, că tot a venit partea asta negativă de a incendiat centrul vechi al Bucureștiului, morții de acolo care așa s-au colectat. Aia a fost bașca peste ciumă, da. Și a fost o groapă acolo care încă există, dar nu mai este ce era înainte, așa. Sunt știi unde să... Scuză-mă că te întrerup. Că erau gropi, sunt blocuri acum unde sunt. Una din gropile, din cele trei gropi comune care s-au făcut pentru ciumați în timpul morții lui Caragea, s-a descoperit în anii 80 când se construiau blocuri în partea aia spre satul cu bulgari, la Deur. Exact acolo era. În sfârșit, niște gropi în care corpurile umane, de fapt ADN-urile lor încă există acolo și e o energie pe care ei și-au lăsat-o acolo, consider eu, da? Și s-au dat cu var stins deasupra, ca să nu se facă o molimă, îți dai seama, se dezintegrau, se, nu știu ce, să nu fie o boală, să nu se răspândească în tot orașul, în toată țara, în tot nu știu ce. Și atunci, când erau ploi, am înțeles, se ridica albul ăla și se făcea ca o baltă albă. Cred în zei, de fapt zei ce sunt planetele sistemului solar al nostru, da, ăștia sunt zei, de fapt. Pământul, de exemplu, este format din... Te duci la muzeul de geologie, dacă vrei să știi, dacă că nu zic eu din cărți sau din aberațiile mele. Da, este format din tot sistemul solar. El așa s-a format. Din această cauză, fiecare prinde mundele sau vorbirea sau cum care și ce știu. Tu vorbești acum de un vibe energetic pe care îl avem cu toții și da, care ne raportează. Da, cu toții, de fapt. Da. Ai văzut, de pildă, când întâlnești o persoană, ori îți place din prima, ori nu îți place, pentru că suntem noi
și ouul ăsta de energie din jurul nostru care, cum suntem și acum, ori, da, funcționează sau dă... Ori nu. Da. Ori se respinge, exact ca la magnet. Și sunt ion pozitivi și negativi. Dacă pui pe o parte, se atrag, dacă pui pe cealaltă, se resping total, frate. Dar nu e amuzant că la un moment dat se atrag și părul nu se mai atrag? Ai, ce cuciniteți îmi spui! Nu, dragul meu, aici intervine altceva, dacă nu știu, vrei ce să intervine. E vorba de iubire, nu? Da, inclusiv, nu neapărat. Poate să-mi placă un scriitor și mâine să nu mai îmi placă. Bănuiesc că e același lucru. Păi da, pentru că nu poate să-ți placă o singură imagine, pentru că lucrurile se modifică în timp, sunt alți actori pe care tu trebuie să vezi în filmul tău și se schimbă. Dar tu nu ești altfel... departe de subiectul ăsta cu iubirea, doar și pentru faptul că în jurul tău, am înțeles zilnic, sunt nu doi, ci cinci copii. Da. Nu sunt toți ai tăi. Nu. Ok, sunt cinci copii. Copiii întotdeauna au un vibe foarte mișto. Și foarte pozitiv. Păi, tocmai, da, până mi-am unit, ați fost ceva. Vreau să revin puțin la povestea cu Sălăjeanu, cu care, până la urmă, noi avem o legătură de sânge, așa cum e ea. Da. E o chestie pe care n-am anticipat-o, nici cum. Mă uit la ce s-a întâmplat acum și cu la familia și cu tine și am văzut, mai ales la Sișu, un discurs de dreapta. Cu sabia în mână și cu Dumnezeu înainte, știi? Nu comentez că e rău sau bine. Și eu cumva mă regăsesc în discursul ăsta de dreapta, deci pot fi parțial de acord cu el. Și la tine observ o pasiune realmente, cel puțin în postările tale de Facebook, pentru egalitate și pentru monarhie. Da. Aș vrea să-mi explic asta, pentru că... Scriu un card de acolo și o și explic acum. În perioada mea de regăsire personală, ca să spun așa, când toată lumea, părinții nu mă înțelegeau, lumea nu mă înțelegea, eram doar eu singură și, de fapt, după revenirea mea de paralizie, în care mi-a trebuit ceva timp... Spiritual. Da. Mergeam la biserici foarte tare. Acolo am văzut prima oară, după ce am ieșit din spital, acolo am văzut clar la... Cât ai stat în spital? La Biserica Sfântul Gheorghe, acolo am putut să văd, știi? Am stat... Lasă-mă, că am fost de mult. Am înțeles, nu. Deci mă întreb acum toate intrările. Lasă-mă să spun o chestie. Deci nu numai în București. O să spun o platitudine. Acum, da, avem momentul nostru de platitudine. Băi, cădem în căcat, ca să zic așa. Mulți dintre noi. Și atunci este o luptă interioară și poate una din cele mai complicate de ieși la suprafață. Și într-o zi se întâmplă cumva. Important e să... Să-ți dorești. Este un întreg manual al întâmplărilor care nu știu cum funcționează, dar bănuiesc că funcționează în tocmai ca și cum ne-am întâlnit noi doi, pentru că trebuia să ne întâlnim, pentru că filmul ăla trebuia să existe, pentru că eu îmi doream foarte tare. Și fix de povestea asta te întrebam și pe tine. Este un manual al întâmplărilor care te-a scos din... Din umbră. Exact. Da, și la lumină. Da. Da. Exact. Și vreau să mi-l povestești. Ai zis de monarhie. Ideea este că eu în căutările mele au fost singuri. La un moment dat m-am dus la o biserică, la Sfântul Anton, da? Din centru vechi. Bun. Și acolo au venit lumea atât de frumos îmbrăcată și așa erau, parcă erau din regalitate. Nu știu, așa mi s-a părut mie, înțelegi? Și când am intrat acolo, parcă mi-am regăsit familia, așa mi s-a părut, știi? Parcă acolo era lumina mea, parcă acolo era lumea mea, știi? Zic, Doamne, înțelegi? Și de atunci am început eu să mă interesez. Doamne, care? Cum e? De ce? Încerc să mă informez total, știi? Deci mie mi-a venit treaba cu monarhia... pe
cum să zic... Ți-ai găsit un tip de maestru în Regina Maria? Nu mi-a Maria, zis nimeni, n-a venit niciunul să-mi zică, băi, fii monarh, că așa e bine. Fii așa, că așa e cel mai bine. Nu. Pur și simplu de la sine, ai înțeles? Pur și simplu, energia din jurul meu m-a condus acolo astfel încât să văd lucrurile așa. Știi? De aia consider că sunt îndreptățită să povestesc și celorlalți simțirile mele, că poate simt și ei la fel, știi? Atâta timp cât în școală nu ni s-a spus, atâta timp cât ei au fost interziși, atâta timp cât, dar ei au fost cu noi, știi? Asta e interesant. Ei au fost cu noi tot timpul. Numai că nu simțeam, dar nu vedeam. Și asta e singurul lucru, dacă... Hai să spun așa, ca să ne înțelegem. Asta am spus și în carte. Sunt două familii. Unul de tată bețiv, care își bate nevasta, vine de la cârciumă, roșu la față, ca ăla cu coarne, înțelegi? Își bate copiii fiind îngeri, da? Asta e o imagine interesantă, că se rosește bețivul, da, tocmai ca dracu. Așa, da, ok. Îi bate, deci familia care este templul lui, de fapt. Fiecare casă este un templu a fiecărui. Așa e după părerea mea, ok? Bun. Sau vrem o familie care... cu un tată care muncește săracul, nu știe pe unde, cum, care, la ce case să se mai ducă sau pentru cine să muncească, știind că acasă și are îngerii și pe nevasta lui, soția lui, cum o fie ea, care și ea muncește acasă, spală, calcă, ce face și ea ce poate, da? Și care sunt o lumină împreună și care vor să fie bine. Ce alegi? Îmi place, ok, mie îmi place, sunt subiectiv, că nu te regăsești în discursurile astea ale politicilor progresiste de astăzi, în care se bate moneda pe LGTB, pe feminism, pe independență și familia este ipocrită by default că lucrurile nu funcționează și ne căcăm pe ea și o aruncăm la coșul de gunoi. Bine, săracul ăla roșu e încărcat, înțelegi? De-aia zice, nu mai bea, nu mai bea, dar nu poate. Chemat azi. Ține și ficatul la unii, ține ficatul. Așa, ok. Și arta, care ne vine ca mesaje, sunt mesaje, da? Mesaje de undeva. Sunt și negative și pozitive. Eu cele negative, deși nu sunt atât de negative, sunt cele mecanice. Da? Și cele pozitive sunt cele... calde, rotunjite, colorate, frumoase, știi? Așa percep eu. Eu, de exemplu, îmi place arta aceasta, caldă, știi? Uh-huh. Asta am ales eu. Că sunt tot timpul în viață, de când ești mic, ți se dă să alegi. Ori, ori, știi? Ori. E de căcat să arzi la mijloc, știi? Ori să sori jos. N-ai cum că îți alegi. Păi da, o alegi pe mijloc și hotăresc ei. Și te duc. Da, ok. Obositor. Da. Tocmai, bine, e partea neutră a lucrurilor. Tocmai voiam să-ți reproșez. Acum așa zic și noi. Voiam să-ți reproșez. Mă foarte bucur că ai avut o cântare și că ai ieșit cum ți-a plăcut ție și că ai hotărât să revii pe scenă. Mi se pare lenevie curată, și asta este un păcat, să nu scoți niște chestii noi. Tocmai asta voiam să-ți reproșez. Tu mi-ai răspuns până să apuc eu să-ți reproșez de asta și ai spus, taci, mă reinventez, mă apuc de pictură. Ok? Păi da, dar nu durează mult. La mine nu durează să fac niște tablouri ani de zile. N-așteptăm un dis nou, nu? Deci, nu, o melodie, un clip nou. Vreau. Am înțeles. Un clip. De nevie. Nu, un clip nou. Și o piesă nouă. Și o piesă nouă, da. Băi, tu n-ai avut viniluri în casă?
Ba da, am și, când, am și vândut. Și când luai vinilul ăla în mână și știai că sunt piesele de pe fața și știai că îți place a treia piesă sau a patra, care de obicei era penultima, de pe fața B. Da. Cumva Napster-ul și showbiz-ul ăsta și tot internetul a reinventat treaba asta și acum cumperi piesa și nu mai cumperi albumul și nu știu ce, s-a stricat pur și simplu. Mie mi-e foarte dor să ascult un album cap-coadă, că așa era, aia îl definea pe artist, albumul cap-coadă, știi? Adevărat, sunt așa bucăți într-un da, fel. Da, 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 așa mai am o piesă acolo, o piesă acolo și ok, și am făcut și un clip și asta e povestea, dar... Păi de fiecare dată când am vrut să le pun cap la cap, nu mi-a ieșit, aia înseamnă că nu ți-ai dorit suficient. Adică, așa incandescentă cum te percep eu pe tine, îmi este greu să cred că în momentele, habar n-am, când speli vase sau ștergi copilul de căcat la cur, nu-ți vine un vers, nu-ți vine sau te-ai enervat pe o chestie, nu-ți vine o treabă, un beat, un... Înțelegi ce zic? Nu, ideea este în felul următor. De exemplu, n-ai niște piese în sertar puse? Ascultă-mă. Nu, pentru că toate se dispersează la mine în casă. Totul se pierde, cum s-ar zice. E ca un fel de... E un fel de... Cum se zice asta, mă, care se pierde de... Triunghiar Bermudelor! Am zis, un salaș energetic undeva. Înțelegi? Da, și ideea este că... ca să adun toate... Singura lucru care pot să adun este de pe internet să le adun. Dar e bine și așa, într-un fel. Eu nu pot... Cum mă duc la studio, la oamenii ăia, le mai avea, habar nu am, nu știu. Mă reîntâlnesc cu ei. Ar fi o dreapă. Ceva ce ai mai lucrat tu din când în când? Sau ce mi-explici? Deci fii atent, eu din 2000, de când m-am despărțit de la familia, când ei au zis, ești un nimeni, un nimic, fără noi ești un nimic. Eu am luat-o pe calea de a-mi dori foarte tare să-mi fac melodiile și clipuri singură, în care m-au ajutat oameni cu povestea mea, m-au ajutat de-a lungul timpului să fac diverse melodii, chiar și clipuri. Ok. Bun. E, toată această perioadă mi-ar fi plăcut să am în ce zici tu într-un CD. Ok. Și nu mai e. Nu s-a dispersat. S-au dus într-un... într-un loc energetic foarte greu de accesat și probabil că nu degeaba s-o să... Păi, poate nu erau bune. Te-ai gândit și că e nevoie de altele. Trebuie să... Ok, eu sunt ăla lacom care așteaptă un material nou care vine după toate experiențele astea de la tine. N-ar putea să fie unul prost. Vezi ce frumos știu eu să încurajez. Da. Adică ești cu totul altă persoană acum decât aia de atunci și ai trecut printr-o grămadă căcaturi. Și vreau altele mai mari. Nu știu ce să zic, mă, omule. Adică mă gândesc că nu numai pentru tine, dar și lumea cred că s-ar bucura de... Okay. Adică cred că ar fi foarte mișto să ai să văd o cântare la Electric Castle cu tine de o oră jumate cu live band și cu piese noi care să fie majoritare în setlist-ul tău. Păi da, uite, de exemplu, mi-am dorit foarte tare, deci sincer. Deci după ce m-am lăsat, eu mi-am dorit să am melodii, deci care erau actuale, cu muzică electronică, cu nu știu ce, cu muzică. Păi da, dar am lucrat, de exemplu, cu pionierul muzice electronice. Am apărut cu piesa la... Nu știu despre care pionier vorbești, îl știu pe Adrian Enescu de el. Adrian Budrițan. Ok. Așa, în sfârșit. Așa. Sunt mai mulți pionieri. Da, da, da. Și noi am fost. Ok, da. Așa. Și am apărut cu melodia asta la
Pro TV. Păi atât mi-a trebuit. Am șocat o lume întreagă, pur și simplu. Tu povestești de episodul cu Măruță? Sau? Cu Măruță, da. Ok. What the fuck happened? Ce căcat s-a întâmplat atunci? Că a fost mamă și era cu audiență atunci. Adică s-a uitat o grămadă de lume totuși. Ce s-a întâmplat atunci? Păi spune ce s-a întâmplat. Ideea este că nu dormisem de 2-3 zile în casă. Nici eu, nici taică-miu. Da. Taică-miu tot timpul mă bătea la cap că el era cu politica în sfârșit cu toate ale lui și mă bătea la cap că domnul nu-i domn, e Tăricianu, așa cum zic ăștia, că Tăricianu a vândut fierul vechi de la fabrică de la ei și că era nemulțumit, știi? Și zic, ok, atunci măcar energia asta care îmi vine mie s-o folosesc și eu într-un sens, înțelegi? Că dacă tot mă chemați voi și tot trageți pe mine ca pe Damingeană, să zicem așa, care oricum nu-mi dădeau niciun ban, repet, nu mi-au dat niciun ban, nicio televiziune, decât după ce a început să negocieze tata, să țipă la ei, să nu știu ce, să nu știu. Săracul până la urmă s-a dus, înțelegi? Cu toate astea. Ok, da? Și m-am dus, am apărut la televiziune acum. Și i-am spus lui Măruță ce vreau să fac, cum stau cu tine de vorbă acum. Ok, a zis, mergem în emisiune, da? Când eu ce când fac spectacolul care îl fac, da? Și la sfârșit el spune, ne pare rău că a venit stupefiat, drogat la emisiune și ne cerem scuze. Și tu spui că era lipsă de somn. Adevărul că lipsa de somn poate să fute grav niște percepții ale realității. Nu spune tu mie că nu știu ce am făcut, ce am prizat sau nu știu ce, că nu e așa. Înțeles. Înțelegi? Adică eu, de fapt, energia negativă pe care eu am avut-o atâtea zile dinainte, am avut-o de la tine, mă, deșteptule care ești. Înțelegi? Pentru că de fiecare dată când se programez o emisiune, cum am zis și de la tine că m-am interesat, așa și el programa emisiunea cu mine și în care eu sufeream. Am suferit și tu spui, dai vina pe mine că ce? Înțelegi? N-ați mai vorbit de atunci. Adică eu vin să-ți bag banii ție în buzunar, că scuză-mă, ți-ai da, bani normal, grei. Audiență. Ți-ai clar. Luat bani grei pe asta și tu mă acuzi pe mine care ți-am băgat banii în buzunar. Eu care am suferit și sufer, am suferit toate energiile tale, e, pe bune. Te-au alergat vreodată paparații? Asta ai pățit. Au fost odată, au fost, în sfârșit, aiurei. Avem cartea asta. Știi în limba greacă, vivlos, vivli, vivlio, înseamnă carte, de fapt. Și am aflat că te cheamă și Elena. Da, de la grecoaică, da. Elen... grecoaic. Și numele ăsta nu te obligă să... Adică... Să fiu eu. Știi, întotdeauna m-am gândit, în momentul în care tu ai apărut ca hai să zicem, artist, produs, da. Bă, și te-ai chemat Marihuana. La vremea aia nu știa, cred, atât de multă lume ca astăzi ce este Marihuana. Știa doar că este un drog. Ceea ce a fost... Nu știa nimeni. Și cine știau, spune cine știau, arabii, turcii sau cine știe ce gen, care noi nu ajungeam la ei. Să știi că te duceai încă mine în anii aia și îți cumpărai hașiș de la arabi. Păi vezi, dar nu eu. Dar ție de la ce, de la ce ți-a venit asta? Zâmbei? El, Dragoș, de la mafia, nu știu unde s-a interesat el. Unde s-a văzut sau cum i-a venit numele. Eram de întâi mai la mare. Și a venit unde se strângea toată lumea acolo. Cunoaște. Și a venit la mine și m-a întrebat. Uite, eu m-am gândit cu Vlad fiind tataie de la mafia. Da? Și ne-am gândit să, dacă vrei să cânți cu noi. Și dacă vrei să vin în studio să înregistrăm. Sunt de acord. Și uite, m-am gândit și la numele de Marihuana. Dacă îți place, am stat. Da, de ce nu?
înțelegi, e ca la, ca la, zic, da, ca la Robingo, ca la, da. Fumase-i un joint până atunci ca să știi despre ce e barba nouă, complet, am înțeles. O, ce tare asta. Nu, ideea este când eram puștoaică și lumea nu știe. Eu când întâlneam, cel puțin în discotecă mi se întâmpla asta, deci întâlneam un personaj și îmi veneau imagini în minte, și deodată explodeam în râs, înțelegi? Și mă întreba persoana, de ce râzi? Și nu știam ce să-i zic. Nici eu nu știam, îmi dai seama atâtea informații care aveam despre persoana respectivă, ce îi spun eu la om, știi? Și așa eram și râdeam tot timpul. Eram într-un râs continuu. Ceea ce fac că mi-a revenit. Da, da, da. Ceea ce nu e rău, înțelegi? De foarte sănătos. Da. Și, de fapt, Dragoș a văzut că tot în discotecă, că dau un sunet foarte înalt, care era peste muzică, peste tot, peste oameni și peste tot, așa. Și așa m-am făcut cunoscută în discotecă, și în Martin mergeam. Și, de fapt, am început să merg în Martin imediat după ce am avut balul de boboci al liceului. S-a ținut în discotecă, gata, aici mă plantez. Știi? Și acolo m-am plantat în fiecare weekend. Da, și acolo am și cântat, acolo a fost și lansarea mea de disc, acolo a fost și propunerea celor de la Mafia. Cu ei am, de fapt, nu de acolo îi știam, îi știam din concertele de rap care se țineau. De fapt, de la Ion Creangă, de la din Amzei, da? De la Teatrul Ion Creangă din Amzei. Și cam asta e. L-am simpatizat foarte mult pe Dragoș și l-am... Mai ții legătura cu ei? Seama, l-am avut la suflet, ca să spun așa, pentru că n-am putut să fim prieteni. El, de fapt, m-a învățat să cânt rap. Cum să... Frazez. Frazez, bravo, bine zis, da, cuvintele. Și între noi n-a fost decât o frăție, pur și simplu, pentru că eram puștoaică la 14 ani și nu aveam cum să avem vreo relație și nici n-am avut vreodată, decât psihologic. Băi, din ce am văzut eu, era o gașcă foarte mișto. Erai tu, era La Familia, erau Mafia. Mai era Gagica aia foarte mișto. Ganja. Ganja, da, 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 da. Mai era 6-6, ok. Era... Da, cu 6 am cântat acum. Asta zic. E pe frecvență. Cu câți mai ții legătura și ai reușit în timpul ăsta să menții o relație de prietenie? Cu singurul 6-6 care a stat lângă mine în toată perioada aceasta neagră a mea și care m-a ajutat și chiar am făcut și videoclip împreună, care vreau să facem un clip iarăși. Și la noi e, ba fac eu clip și vii tu, ba fac el și vin eu, știi? Cam așa e. Da, și... sperăm că o să iasă. Bine. Nu înțeles, dar cu La Familia nu mai ții. Sună bine, 6-6 vine. Da, portă în casă, da. Ce, da. Și nu miliția. Da, înțeleg, da. E tare, okay. E tare. Ai scris în cartea asta de băieții de la La Familia și cu povestea cu banii și cu nu știu ce despre care ai povestit și acum. Ai avut vreo reacție de la ei? Nu. Da, abia o aștept. Am înțeles. Dar nu cred că au curaj. Mi se pare o mică ipocrizie, sau cum să spun, mi se pare absolut justificat și firesc. Acum o dau un bârfe și mă bag unde nu fierbe oala. Dar mi se părut absolut justificat și firesc demersul lor cu acea piesă când au înjurat Bug Mafia, B-U-G, ok, că le-a luat numele cu Osimu, cu nu știu ce. Pă, ok, era numele meu, l-ai luat, tu l-ai înregistrat, fuck you, hai că ne înțelegem cumva. Sau nu ne înțelegem și te înjur. Dar... în momentul în care te poziționezi pe partea asta, hai să zicem, a dreptății și a cumva a bunului simț și aflu că de fapt lucrurile nu stau așa... Ai. Dreptatea a fost
Căcat, acum cu toții facem greșeli și probabil că regret, adică... Tot Dragoș, păi nu, nu poți să greșești, știi, greșesc o dată, de două ori, de trei ori, dar mă întorc, am greșit, mă scuzi, mă ierți. Nu merge așa. Și cum e, capul plecat, sabia nu-l taie. Aia e. Am înțeles. Deci a fost o poveste, nu pare să se mai repete. Păi nu, de exemplu, la familia, da, cum mi-au pus mie de marihuana și le-a pus numele și lor, Dragoș. Ah, ok. Păi și cu ce tu pe o vii? De borfaj, nu? Ești șmecher. Vii să spui, bă, băieți, sunteți niște bulangii, care au fost părinții lor, cum s-ar zice. Voi sunteți niște ce, haide, asta dă-mă judecată, vă fac melodie, să află toată lumea, că nu știu ce, că nu știu cum. Cine sunteți voi? Înțelegi? Asta n-am știut, adică că le-a pus numele. Tu, părinte, mamei tale și tatălui tău, cum s-ar zice, care, sau nașilor tău care te-au botezat, încep să fii împotriva lor. Pe unde e familia? Dacă tu îți omor familia, unde e familia ta care tu o ridici în slăvi? Înseamnă că minți. Măi, eu trebuie să recunosc vinovat. Înțelegi? Eu trebuie să recunosc vinovat. Aia e. Eu am o sensibilitate pentru Sișu. Mie îmi place foarte mult Sișu. Da, îmi place cum frazează, este... îmi place discursul lui. Da, este... Cred că ar trebui să mai lucreze la discursul lui de dreapta și să-l mai... Ok, mai dar nu niște grăsime în el, dar îmi place zvâcul ăsta lui și... Apropo de Sișu, că am aflat după aia. La mine, într-un fel, fiind monarhică, e bine că m-am detașat de această... știi cum e, ca la... ca la navele alea spațiale, știi, se detașează o chestie, știi? Da, 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 capsula. Și rămâne capsula, așa, m-am detașat de ea. Ok, și de ce? Pentru că, de exemplu, am aflat pe net, bineînțeles, căci că doamna Ceaușescu, Elena Ceaușescu, se numea Briceag. Da, da, știu asta, da. Păi da, e tot un fel de Sișu. Păi ce facem, ne întoarcem la comunism, așa mai bine eu iau pe drumul lor și eu rămân monarh. Băi, da, să știi că discursul, deci, discursul deci, monarhist nu e tocmai deci, foarte diferit de discursul de dreapta. Ce să facem? Adică, da. Nu am văzut la niciunul din voi de-astea de comuniste, nu, nicio treabă. Ei sunt de dreapta, monarhismul e și el în zona asta. Arăt spre stânga din greșeală de parte. Da, da. E de la whisky. Ok, nu, eu nu iert. Repet, eu nu iert. Nu am cum. N-am cum să ascult prostii, n-am cum. Porcării zi de zi, n-am cum. Las-o pe altă dată, nu încerca cu marihuana, cea mai fidelă fată. Păi și asta cum funcționează cu ieșitul la lumină? Păi funcționează, nu, adică nu accept. Poți eventual să nu uiți, dar iert. Nu accept, nu. Nu e așa creștinește? Adică, nu. Tu n-ai vedea așa peste 20 de ani o poveste în care sunteți toți pe o scenă foarte mare și faceți... Nu! Păi ce suflet a avut el când el se bucura la toate bogățiile lumii, să zic așa, plăcerile, fiecare, care plăcerea avea, da. Și în care eu mă certam cu ei mei acasă, nu? Zilnic. Și dă-i și ceartă-te, și dă-i și ceartă-te, și dă-i și toacă-te. Și ei niciun răspuns. Mă, băieți, m-am dus la ei, mă, băieți, hai mă să ne, cumva, să ne înțelegem. Ei, Batman, Batman. Atunci rămâi Batman și eu așa. Înțeles. N-ai cum. Și n-am cum să iert, îți dai seama că n-am cum. N-am cum. Știi tu când ai apărut atunci... Unde ai apărut? Băi, erai o găcică foarte nervoasă, foarte alfa, înțelegi? În tot ceea ce transmiteai. Și prin viu grai și chiar prin limbajul trupului. Păi așa și? Pe de altă parte... Și apropiații mei, că e vorba aia, iubește-ți aproapele, l-au distrus. Pe de altă parte... din numai și eu am plecat singură, să-mi floresc singură, noi și am plecat aici? La un drum să urc pe muntele ăsta mare singură, da? Singură. Să te întreb... Și tu vrei să le dau o sfoară să vină sus? Nu merge. Depășisem subiectul, înțelegi? Dar urcă-și tu de acolo să vezi cum e, frățicule. Că nu e ușor. Și cum să te împaci cu muntele până la urmă.
că altfel te mănâncă, știi, te surpă. Cu determinare. Și hai să facem, eu cel puțin eu vreau să-l fac vulcan, așa, să ne încercăm să renoim, știi? Încercam să definesc un portret al tău, pentru că doar din ce am vorbit noi doi aici, am văzut două fațete ale tale. Una de femei alfa, cu coi, cu nervi, și una sau gama care își păstrează, băi, sunt femeie până la urmă, adică ce pizda mea, știi, sunt femeie și trebuie să mă luați ca o femeie, dar când e vorba de... Da, n-ai cum să ieri, știi? Știi, nu te pup în cura cu, dar lasă-mă să mă raportez, băi, o mămică care își crește doi copii cum o faci tu, bă, wow, adică what the fuck, nu e lucru simplu aici la noi, la marginea Orientului, e mult de muncă. Și au copii, la urmă, și au copii, și au viețile lor, dar nu... Vorbeam despre tine, depășisem... Da, păi, da, mai... Am înțeles, aolea... Deci că când arzi iar stresul este, îți iau o vreme să... Mai iau gură de... Fă să mai iau gură de whisky. Face... Da! Își șotește publicul. Ok. Ce mai e în cartea asta? Ce e mișto în cartea asta? N-am apucat să o citesc. Pur și simplu am apucat să-mi vin văd. Poze, am văzut niște poze să le... Pozele-s mișto! Pozele-s mișto. Scria acolo că voi să faci o emisiune de rap la nu știu ce televiziune și ei căutau o pițipoancă. Da, mă, mă puneau să zic să mă mai muțăresc pe acolo, știi? Și eu vroiam că în emisiunea respectivă, dacă o aveam, asta era mă 2000 conectam, sau ascultă, mă conectam în mintea mea ceea ce ei nu și-au dat seama. Mă conectam la rapperii mei, la lumea de rap, că e emisiune de rap, da? Deci trebuie să vorbească rap-ul din noi, da? Și eu ca reprezentant trebuia să vorbesc pe repărește, pe care cum și să invit și să fac și să dreg. Dar era pe atunci Mircea Zarea și cu prietenul lui, iubita lui, de la Alin îl chema, de la nu știu ce televiziune, care îi angajase. Și băieții se gândeau, îmi făceau ei... Cred că asta era MCM sau... Așa, MCM, da, da, și mă puneau să zic niște chestii care eu nu eram de acord cu ele, știi? Mm-hmm. Ce faci în 2019? Mă distrez. Ai scos o carte, ai pus bani deoparte, acum... Deci, fii atent, când mă întreabă cineva că munce, de obicei fac ceva, înțelegi, și mă întreabă ce faci. Mă distrez, ce să fac? Da. No plan. No plan. Adică nu disc, nu, am înțeles, vrei să faci un clip, o piesă și un clip. Cred că asta e o metehnă gravă a showbiz-ului în general și mai asta românește. A gândi, facem un clip și o piesă, ok, și mai scoate niște. Ca să-ți spun și să vă spun ca ideile voastre să ia amploare, să ia forme, trebuie puse orice casă construită, orice faci pe acest pământ, se face proiect pe hârtie. Ok, vrei să fac o petiție online, albă, să o semneze publicul românesc ca să-ți scoți un album, să te scoată din starea ta de lene, să scoți un album, vrei să fac o petiție? Că o fac, pe bune. O fac, o pun pe canalul ăla de Facebook cu Balt Albă, băi, vreți un disc de la Marihuana, 12 piese, absolut noi nouțe, semnați aici, facem și un crowdfunding, cine vrea să plătească, habar n-am, un euro. Cred că ar trebui să faci asta, nu știu, așa cred eu, dar nu te lua după mine. Dar cred că ar fi foarte mișto un disc nou de măcar 10 piese. Nu știu cum s-ar vinde, cred că trebuie să le pui pe un euro. Sau, adică nici nu cred că ar trebui să te gândești că ai scoate bani din asta, ai scoate probabil din cântări. Zic și eu. Da, atât timp cât acel demon este în jugulara ta și te mână să faci asta, că dacă nu te mână, și cred că asta încercai să-mi spune din aur, nu faci. Păi nu, că el săracu merge cum îi spun eu. Ah. Da. Ok. N-am ajuns la subtilități de-astea, mă animă în toate porcările, încă fac foarte multe prostii și m-am putut ține. Păi, uite, ce nu înțelege lumea, de exemplu, la...
stema monarhică, da? Deci, în interiorul vulturului, deci ca vultur să fie complet însuși, care este un vultur de aur, care în mitologia greacă este de aur, Zeus, de fapt, Z de la legătura cerului și a pământului, ok? Da? El cuprinde un leu, da? Deci are și părțile, are alb și negru, da? Și are și părțile negative și părțile pozitive de pământ și aer, știi? Ok. Asta e Maia. Mm-hmm. Asta lumea nu înțelege, știi? Doi lei care țin aceasta, da? Care leu de fapt este pământul, dacă faci conturul pământului, pământul în afară de apă pe pământ, da, a terei, are formă de, este ca o felină, este ca o felină, da, și stabilitate, da, deci stabilitate. Pelerina, iarăși, aceea este roșie, da? Este roșie ca să capteze puterea, puterea, de fapt, puterea planetei. Nu știu dacă e roșie sau este vișinii, tot e o culoare regală. Un roșu de care or fi, este planeta Marte, de fapt. În antichitate este planeta războiului, da? Sau Ares, așa, și este alcul negru, blănița aceea, care este pace, pace a binelui și a răului, și sunt strânse cu două șnururi de aur, care este ăsta, soarele, da? Aur, soare, așa, a soarelui, a binelui, aveți încredere în noi, da? Și se pune coroana, știi? Și se pune coroana, de fapt, care este... Ce să zic, este bine că nu te miri cu apetența asta, cu inclinația asta ta total, către știi? Ezoteric și, și simbolism. E bine că legătura nu te, că nu te miri cu câte ți se întâmplă în viață, pentru că le și atragem, cred. Nu crezi că atragem lucruri care ne se întâmplă? Normal că atrag. De exemplu, îmi doresc, da, foarte tare, că știu că o să ne fie bine și la... Și la negativ ăsta și la pozitiv o să ne fie bine la amândoi, așa. Dacă ești tu doar negativ, tu nici pe tine nu te iubești. Aici e problema. Da, e complicat câteodată să te uiți în oglindă. Așa eu te iubești și pe tine, mă iubești pe mine și ne iubim pe amândoi. Și putem să reușim împreună. Am înțeles. Eu văd că am avut mult mai mult sorb decât... Asta e paharul tău sau al meu? Al meu? Al tău, da. Tu ai avea mai mult sorb. Ce aveam senzația că l-am terminat. Da. Băi, foarte mulțumesc că ai venit. Îl terminat și ți-am pus eu. Și eu de ce n-am fost atent? Ai făcut asta, n-am... Da, ai făcut asta pentru că știu că îl terminasem. Păi tu mai... Ca să mai ai un pic. Îmbătrânesc. N-am fost atent, nu mi-ar fi scăpat una. Sau întinerești din două mâna. Nu, nu, îmbătrânesc, nu. Se vede, am păr alb în cap. E... Păi da, dar ce înseamnă că se deschide părul? Și ești mai angelic. Deci și eu, băi, am dragul meu păr alb în cap. Înainte să terminăm, trebuie să-ți povestesc una mea. Deci... Mi-a făcut un prieten o poză. Așa. La un studio unde am făcut cele două documentare la TNT, în curte. Așa. În care eu eram într-o geacă de piele, cu mâinile în buzunar, cu... sauvaj, așa puțin. Și mi-au făcut cei de la J Bistro un afiș în care eu m-am dus să pun muzică într-o noapte acolo, doar că l-au făcut foarte dark și culoarea mea era puțin nefirească la față și nu zâmbeam, dar aveam o privire profundă. Am avut doi prieteni, un prieten de sex masculin mi-a zis că arăt ca un drag. Iar o foarte bună prietenă de-a mea mi-a zis că fac parte dintr-un real inferior sau ceva de genul și zic, bă, ceva nu e în regulă, adică, păi, ceva nu era în regulă cu poza aia, știi, e ceva, și am și afișul acasă, bine că l-am pus pe pereți, dar e ceva nu, în regulă. Eu, după părerea mea, și ca noi, chestiile astea trag păi nu căcaturi. Stai să-ți explic care este ideea.
celor ca noi, da? Sunt înconjurați așa de un mare dark. Înțelegi? De un dark, dark. Ok, de fapt. Că tu dacă te superi, tot darkul ăla îți vine în tine și îl dai pe ceea ce e nasol rău de tot, înțelegi? De-aia e nasol, oricine e. Ok. Acel dark pe care tu vezi în realitate, este, el atrage frumoși și îngerași, știi? El e așa de fapt, știi? Și el, săracul, cam... Da, nu de asta suntem noi aici, să alergem. Înțelegi? În permanență dintre bine și rău, dacă tot ne-am lăcomit să mușcăm din mărul cunoașterii, nu? De asta suntem aici, să alergem în permanență dintre bine și rău și să plecăm cu un bagaj în jugularea. Mărul cunoașterii, că toți suntem acum în prag de sărbători. Mărul cunoașterii, în primul rând, este femeia. Dacă te uiți la măr, partea... Deci cum e la, hai să-ți explic așa, strugure. Strugure, dacă te uiți la sămânță, este partea masculină. Ok. Așa, ok. Iar mărul este partea feminină. În afară de asta, sămânța de măr este ca o lacrimă. Ok. Copacul din fiecare casă la noi, adică bradul, se aduce brad pentru că este verde și rămâne verde. Ok. Este copacul din grădina Eden, adică Eden, că fiecare în casa lui este sfânt, înțelegi? Eden. Acolo este Eden și mi-aduc copacul, ca să știu. Globurile roșii sunt merele. Înțelegi? Bun. Și mai e. Shit happens, da. Ala este copacul binelui și al răului. Femeia, de fapt. That bitch. Nu, că nu e chiar așa, știi? Știi, pe măsură ce înaintez în vârstă, îmi dau seama din ce în ce mai mult. Că de... tu, de exemplu, dacă eu ți-ară rău meu, te atenționez cu ceva. Mm-hmm. Tu îl percepi ca nasol. Tu ți-aduci răul tău și cu răul meu și începem să ne luptăm. Că aici e într-o ceartă. Dacă tu nu conectezi relele noastre, da? S-ar putea să fie bine. Auzi, dar nu era mai comod dacă eram ceva mai proști? Înțelegi? Nu, crezi că ne era mai bine? Adică imaginează tot ce mi-ai spus acum, da? În fiecare zi să te trezești cu treaba asta. Plus pâine, șters copiii la fund, trimiși la școală. Cred că se foarte sănătos. Ai ceva copii șters la fund? Cred că ești șters mult. Și ce dacă? Tu nu-ți dai seama că copilul acela nou venit, ți-a simțit energia ta și că ți-a păsat de el. Așa mic, să știi că el a înregistrat acolo. Știu. Și ți-a simțit energia ta. Copil este unul din cele mai frumoase cuvinte din limba română. Te-ai înțeles? Da, știu. Deci el bine. Ți-a simțit, a zis, da, sunt bine aici. Încă mă înțeleg foarte bine copiii, nu știu cum îmi iese, dar cum de obicei iese, la catolici, da? Să știi, tații au grijă de copii. Eu nu știu de ce, întotdeauna am avut... Am avut, când e vorba de... Tot ajunge, tot la biserică, la felină, știi? Când avea grijă în cel mai serios mod și disciplina de copii, cred în femeie. Da, femeia este cea mai măsură să aibă grijă de copii, mai mult decât orice... Noi rău pe planeta asta. Eu n-am zis că nu. Uite, neapărat. La mine în familia mea... Nu e regulă. La mine în familia mea... n-am putut să am grijă. Fimea crește, face 13 ani. Mai mult bărbați au grijă, știi? Face 13 ani și eu sunt absolut ahtiat să fiu parte din viața ei, dându-mi seama că ea acum o să intre într-o perioadă în care o să fie foarte complicat să comunicăm și probabil ar trebui să-mi iau și pistol sau să fiu ca Bandi când apare cât un pulărău, îl iau de gât, îl dau cu capul de tot cu ușii să știe cu cine stă de vorbă și vorbă, vedem ce facem. Doamne mai departe. Doamne ferește, dragă! Da, nu e ușor.
Liniștește-te. Nu înțeles, da. Nu mai suntem în vestul sălbatic sau... Da, și probabil că ar trebui să investim mai multă încredere în copiii. Da. Este psihologică acum. Ce ți se pare și puțin... trebuie că dacă tu menții între astea două, să vezi că e așa, știi? Și ceea ce e perfecțiune, e bine, știi? Și unde, cred că a fost un declic nasol, dacă ar fi să tragem o linie acum. Noi am apărut într-o perioadă, am început să ne dezvoltăm, să ne facem oameni mari, într-o perioadă în care sociologic, politic, istoric au fost foarte multe schimbări în țara asta, știi? A fost o revoluție, o schimbare de mentalitate, anii 90, 2000 și toată demența asta și în paralel cu asta eram noi în familiile noastre și venind schimbările astea peste tot omul care avea o familie, cumva cred că a destabilizat și mai mult decât probabil ținea de un firesc, încrederea părinților în forțele proprii ale copilului, știi? Pentru că, au apărut droguri, alcool, știri nasoale, tot căcatul, nu, ai o veste bună, aia nu e o știre, clar. Și venind la pachet cu toată treaba, și asta n-a avut cum să nu se răsfrângă și asupra noastră. Și până la urmă, și știi de ce toate astea? Din cauza fricii. Da, bineînțeles. Dar e și asta un motor. Și până la urmă, uite că ceva ne-a ieșit, așa că... Cine suntem noi să ne plângem? Avem apă curentă? Avem. Avem electricitate? Avem. Avem gaze? Avem. Face parte din 2 miliarde din cele 7? Care avem treaba asta? Și ne plângem cam prea mult. Eu nu mă... Băi, și eu cam încetat, dar mă, cred că mai am momente proaste în care... Da. E tatea, dragă, o rugăciune. Funcționează? Și păi spun eu de ce rugăciunile sunt bune. Pentru că acolo spui cuvinte bune, okay, pozitive, da? În care ceri cuivaului ăsta sau energiei care te macină în momentul respectiv, cer să te ajute, de fapt, și și el te va ajuta. A funcționat la tine? Tot timpul. Ok, mai puțin lucru. Oricând am fost singur, oriunde aș fi fost, orice aș fi făcut, cu rugăciunile, știi, mi-au dat lumină tot timpul. Mi-au dat lumină. Am avut o discuție despre rugăciuni cu cineva care mi-a explicat o chestie foarte interesantă. Zice că atunci când faci o rugăciune, trebuie să te raportezi la lucruri ca și cum te-ai bucura că pentru ceea ce te rogi ți s-a întâmplat deja și să poți să-ți anticipezi, și asta se face prin exercițiu, bucuria că ai reușit deja. Sau mai simplu și acum. Că atunci acea forță energetică pleacă acolo și da, ceva se întâmplă. Și păi niciodată cum ne-am gândit sau noi. Sau mai ai, ca să poți să te protejezi, să-ți închipui. Închipui, pur să-ți și imaginezi, simplu, da. Să-ți imaginezi că ești într-o bulă, că energia noastră, de fapt, este o sferă, știi? Că sfera asta este într-o bulă de lumină, da? Și îndepărtezi, practic, întunericul care te acaparează și te bagi în bula aia, așa, știi? Știi, eu vreau să-mi imaginez că mâine am cash în mijlocul camerei, un milion de euro... Și că o să mă dezbrac complet și o să mă frec pe tot trupul cu ei, pot să... Da, Doamne ferește, drag! Nu o să funcționeze! Nu o să funcționeze! Doamne ferește, da, Doamne da. Ferește, Maica Sfântă! Ok, nu așa nu. Se face. Puh, drage! Ce un milion de euro, pot să fac nu. O grămadă de chestii mișto cu ei, dar... Ai să râzi că unii fac asta, da, dar normal. Nu intrăm prea mult în okay. Asta, mai bine nu. După aia plătești. Pentru asta plătești, orice plătești. Pentru milionul ăla tot plătești. Doamne ferește, stop. Nu întreb cum s-a făcut primul înțelegi milion. Ce vreau să... Și nici ce ai făcut cu el. Băi, foarte mulțumesc că ai venit și foarte mulțumesc că mi-ai vărsat din paharul tău în paharul meu niște alcool. Cred că avem nevoie.
Și aștept să văd lucruri care se întâmplă la tine, neapărat. Adică eu vreau să vin la concerte și să pot să-mi aleg, că poate n-am timp mâine să vin în Apollo, nu știu care, și poate că vreau să văd la Control sau la Electric Castle, sau eu aștept, sunt lacom și pretențios. Da. Sau la un vernisaj cu picturile tale. Chiar sunt curios cum te semnezi, că nu te semnezi marihuana, păi ele nu. Ba da. Ba da? Faci o frunză sau? Nu, no, domnule, scriu de mână. Nu înțeles. Scriu de mână și clasic. Știi că se spune că și numele au... Da, au... Și nu neapărat alea pe care le avem sau uite, alea pe care... Uite, marihuana e un fel de... Dacă vezi semnătura mea, e un fel de... puls al inimii, cum se vede, știi? Mm-hmm. Și ceva care ar trebui să legalizeze cumva. Da. E lucru, din câte am înțeles. Da. Cred că... Am văzut la știri că studiază substanța. Cred că peste 100 de ani vom intra în istorie pentru două lucruri. Am inventat internetul în perioada asta și s-a legalizat marihuana și au mai fost niște războaie. Ce ai? Nu, ideea e să nu fie război. Mersi că ai venit. Plăcere.